197 de acțiuni de control au efectuat comisarii județeni pentru protecția consumatorului în județ în perioada 1 ianuarie-23 februarie 2018. Controlele s-au soldat atât cu avertizmente cât și cu amenzi. Un număr de 197 acțiuni de control, în urma cărora au fost aplicate 20 de sancțiuni contravenționale, respectiv 9 avertizmente și 11 amenzi în valoare totală de 34.000 lei. Reclamațiile au reprezentat peste 50% din tematica controalelor. Aproximativ 47 reprezintă acțiuni efectuate ca urmare a tematicilor naționale și proprii. În perioada menționată mai sus s-au înregistrat un număr de 111 reclamații, în creștere cu circa 17% față de aceeași perioadă a anului trecut. Reclamațiile înregistrate vizează preponderent produse și servicii nealimentare, aproximativ 95%, dintre care exemplificăm telefoane mobile, televizoare, tâmplărie PVC, servicii telecomunicații și servicii financiare. Cercetarea reclamațiilor se efectuează în conformitate cu prevederile procedurii generale privind soluționarea petițiilor consumatorilor aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului. Controlele vor continua și în perioada dinaintea sărbătorilor pascale.